Bună ziua și bun găsit la emisiunea 24 de ore. Astăzi avem cu toții în suflet, cred și în istorie, o zi deosebită. Suntem în Comuna Poduri, alături de generalul Vasile Jenica Apostol, generalul de 4 stele. Vă mulțumesc în primul rând că ați acceptat invitația mea de a fi alături de telespectatorii și radioascultătorii noștri. Și în această emisiune o să vorbim, domnule general de 4 stele, despre un coleg al dumneavoastră. Zic eu și îmi permis să zic așa, pentru că este vorba de generalul Nicolae Șova. Da, aș corecta expresia coleg al meu, aș spune pentru un martir al neamului românesc, pentru care eu am sentimente de adâncă venerație. Bună corectura și mi-o însușesc atunci, domnule general. Îmi cer scuze dacă v-am spus. Nu-i nicio problemă, nu din potrivă. Suntem în Comuna Poduri, unde primarul acestei localități a sărbătorit acest eveniment. Trebuie să le spunem pentru cei care nu știu, cu ajutorul dumneavoastră, bineînțeles, cine a fost Nicolae Șova, generalul Nicolae Șova? Generalul Nicolae Șova este unul dintre cei mai importanți martiri ai neamului românesc. De ce spuneți martir? Este martir pentru faptul că a avut de suferit foarte mult după ce a fost pe câmpul de luptă. În percepția noastră contemporană, eroi sunt cei care au decedat pe câmpul de luptă. Așa este. Iar Șova este un martir pentru că, deși a scăpat nevătămat pe câmpul de luptă, a avut de suferit foarte mult și poate o să discutăm și despre asta, a fost condamnat de regimul comunist la 10 ani de temniță grea. O răsplată cam grea, aș putea spune, între ghilimele răsplată, bineînțeles. Acest om are o biografie impresionantă și eu am ținut neapărat să prezint unele elemente, în afară de cele cu caracter strict militar, strategic, operativ, care îl definesc pe generalul Nicolae Șova, am vorbit și ceva din tinerețea lui, din etapele când a studiat la școală, pentru că în urmă cu 2-3 ani am auzit pe cineva chiar aici la Poduri, dând de înțeles că Șova s-a retras de la liceu și a devenit militar. Adică putea, putea crede lumea că ăsta n-a avut școală, n-a avut nimic și a ajuns general. Dintr-o întâmplare. A ajuns, cum zic moldovenii noștri, a ajuns general. Ori lucrurile nu stau deloc așa. Peste două zile, deci pe data de 9 noiembrie, la ora 16, se împlinesc 131 de ani de la nașterea lui Nicolae Șova. El s-a născut aici, la Ruseiești, este un sat... Pe 9 noiembrie 1885. Da. A fost al patrulea copil din 8 copii ai familiei. Familie numeroasă. Da, cu părinții țărani, cu gospodărie din această mijlocie, cu mirași, cu ceea ce permite zona de aici să se ocupe. Un om necăjit, un băiat necăjit, da, un copil necăjit. Și a știut ce înseamnă necazul. Părinții au avut grijă să-i trimită la școli pe cei care, într-adevăr, aveau calități. După ce a făcut școala generală aici, a dat admitere la liceul Ferdinand din Bacău, împreună cu fratele lui mai mare. Un liceu de prestigiu și la această oră, dar și atunci. Da. A reușit și a absolvit liceul și am punctat aici tot pentru a le fi clar celor care încă nu știu. Ca șef de promoție au fost 35 de absolvenți, el a terminat cu media 9,20, șef de promoție. Un tip inteligent. Da. A dat examen la Facultatea de Drept la București, a reușit. Și după primul an, din cauza faptului că părinții nu puteau să mai suporte cheltuielile necesare, a trebuit să abandoneze, împotriva voinței lui, și a fost foarte, foarte dezamăgit. Păi, până la urmă știți cum e, degeaba inima sau te ajută și capacitățile intelectuale, de vreme ce posibilitățile sunt care sunt. O familie modestă. Da, el a venit tot la liceul Ferdinand, s-a angajat ca secretar. A lucrat câțiva ani aici. Și între timp făcea meditații. De fapt, de când era elev, făcea meditații și mai câștiga un ban în plus. În 1907 a dat admitere la școala de ofițeri de infanterie la București, pentru că aici erau condiții și pentru necăjiți. Statul asigura uniformă, asigura hrană, asigura cazare. A absolvit-o printre primii, a venit la cererea sa ca sublocotenent comandant de pluton la regimentul 27 Infanterie Bacău
Și după 2 ani a fost trimis să urmeze școala superioară de infanterie. Peste tot în funcțiile pe care le-am îndeplinit, eu i-am studiat dosarul și are elogii din partea tuturor comandanților, care nu erau chiar atât de darnici cu elogiile, erau foarte obiectivi. Trebuia să meargă să urmeze studiile școlii superioare de război, dar a izbucnit primul război mondial și a trebuit să amâne, pentru că nu s-au mai ținut cursuri în perioada respectivă. A fost pe frontul balcanic, deci în a doua, în campania din 1913, în cel de-al doilea război balcanic, el a participat pe front în calitate de comandant de subunitate. În primul război mondial a luptat și pe Neajlov, în campania din 1916, a luptat și pe la noi, pe la Pralea, pe la Cireșoaia. Deci, practic, pe la tot în zona aceasta, Cașin, în vale. Aici l-a adus valul. Mai după ce s-au terminat cele două campanii, din 16 și 17, a luptat și împotriva sovietelor maghiare ale lui Bela Kun și a fost până la Budapesta, deci cu trupele deci, române, sub comanda generalului Traian Moșoiu. Deci e din acea trupă de elită. Da. Și erau atunci. Da, e adevărat. Corp de elită, nu? Ceva de da, și elitismul este criticat. Eu cred în elitism. Numai că nu-s de acord cu cei care fac parte din elite și uită de unde au plecat. Orgeanu Șova n-a uitat niciodată nici de unde a plecat, pentru că a avut grijă întotdeauna de subordonații săi. Și general inimos? Da, mai ales drept. Am citit pe undeva o scrisoare trimisă, nu mai știu pe unde e, trimisă de un militar din Berzunți, dincolo o aruncătură de piatră, și era bucuros scriind acasă că generalul Șova, comandantul Corpului 7 Armată Român, în cel de-al doilea război mondial, are grijă de subordonați și îi apără să nu moară fără rost. Da, frumos. Da, asta revenind, arată o latura domniei sale. Da, dar însă și sunt și documente, ordine de zi date de el pentru militarii din subordine, cum să se comporte cu populația civilă la Budapesta, de exemplu, sau pe teritoriul Ungariei, să nu facă distrugeri inutile. Armata rămâne acolo persecute. A fost blamată mult, poate face și o scurtă paranteză. Da, o să discutăm și dacă punem în balanță, avem argumentele necesare și avem multe argumente. Așa. Istoria abundă în asemenea argumente, că noi n-am ostașul român, n-a comis atrocități nici 1% față de ce au comis alții și cu asta cred că e bine să încheiem aspectul, pentru că polemizăm degeaba, fiindcă cei cu care am polemizat tot au idei fixe și n-ar accepta nici în subconștient ceea ce spunem noi. Revenind la Șova, între cele două războaie mondiale a îndeplinit diverse funcții, diverse, unele din ele unde credeau cei care îl numeau, își puneau problema dacă va da satisfacție, dacă va reuși să se acomodeze. Și peste tot a fost un revoluționar, un om cu idei inovatoare și foarte, foarte eficient. A lucrat în zona Clujului, că îmi spuneați adineori că a tras spre zona noastră. E adevărat, în tinerețe, dar pe urmă nu i-au mai permis profesia. Și a fost la Cluj comandant de batalion, comandant de regiment, de infanterie, deci a luat-o din treaptă în treaptă și a îndeplinit și alte funcții. A fost secretar general al Ministerului Apărării Naționale. A fost comandant, când a început campania din Est, în 41, a fost comandant al Diviziei 1 Gardă, o mare unitate de elită a Armatei Române. Și în 1940, după ultimatumul dat de Uniunea Sovietică și după ce ne-am retras noi administrația și trupele de pe teritoriul dintre Prut și Nistru, veți vedea că eu nu zic Basarabia pentru că Basarabia e altceva mult mai mic, el era cu divizia aceasta în apărare pe malul Prutului și avea punctul de comandă în 40 la Ivești de Galați. Așa. Acolo, vizitând localitatea, a mers la biserică și a găsit un preot bătrân, parohul de acolo, care plângea că în urma cutremurului din 40, biserica i s-a prăbușit. Și atunci Șova, impresionat, i-a promis că îl va ajuta. A făcut un colectiv cu meseriași din divizia de gardă, a atras foarte multe personalități și a început construcția bisericii. A plecat pe front, dincolo de Prut, și în câteva săptămâni s-a întors înapoi în refacere
tot în zona respectivă și pierduse în acest timp din divizie 2070 de oameni care au decedat pe câmpul de luptă. Toți sunt, cine e curios să meargă la Ivești, îi găsește pe toți trecuți pe o placă în biserică. A continuat activitatea, a fost de mare amploare. Soția lui Grigorescu, lui Ieremia Grigorescu, a pus bani și mulți, mulți alții. La sfințirea bisericii a venit episcopul armatei, un alt prelat român, un alt, chiar dacă numai până aici a ajuns el profesional, din cauze subiective și din invidia unora, foarte iubit era. Partenie Ciopron, într-o carte, eu am scris despre el și cred că ați citit sau puteți citi. A participat acolo. 3500 de persoane au participat la sfințirea bisericii. Există și poze de ale epocii. Un număr impresionant în condițiile în care astăzi cu greu strângi 1000 de oameni la un astfel de eveniment. Au venit toți de pe valea de acolo, de pe valea Siretului. Și deci înseamnă că a reușit să creeze așa o efervescență în ceea ce făcea. Da. El nu era la prima acțiune, să zic așa, caritabilă și prima dată când dovedea că este un bun creștin. Biserica din Rusăiești, de aici, el a contribuit la ea cu fonduri substanțiale înainte de Ivești și a reconstruit aici multe multe elemente care erau prăbușite, care erau... Adică a fost, pe unde a trecut, a încercat să ajute, dacă poate. Da. Candelabrul de la Ivești este donat și scrie undeva acolo de soția lui. Deci a de-a doua soție. Acum mi-a venit și nu știu dacă e cazul să mai spun, dar era și atașat militar, l-a făcut pe lângă cursuri din acestea, a făcut și din liceu. Rezultă din foaia matricolă, avea înclinații spre limbile străine. L-a ajutat foarte mult acest aspect, pentru că mai târziu, când a ajuns atașat militar al României la Viena, a fost un atașat militar foarte, foarte eficient. Știa, înțelegea ce discutau ceilalți și era foarte simplu pentru el ca să transmită acasă informații verosimile. Da. Și ușor de exploatat și avea și capacitatea de esențializare, de selectare a esențialului dintr-un noian de probleme, știa să înlăture informațiile redundante. Sunt multe, aș putea să vă vorbesc o reieșit despre acest aspect. Dar revenind, după funcția de comandant al diviziei de gardă, tot în timpul campaniei din Est, a fost numit subsecretar de stat pentru marină, membru al guvernului Antonescu. În această calitate a făcut multe lucruri bune pentru apărarea litoralului și multe altele, nu vă țin cu ele așa, decât să vă spun că în urma acțiunilor sale energice, în urma dezastrului nostru din Crimea, a asigurat retragerea a 90.000 de oameni care erau sortiți în cercuirii și pieie și au adus în țară cu navele românești, români și germani. După aceea a fost, după ce a căzut guvernul Antonescu, la cererea lui a devenit comandant al Corpului 7 Armată Român. Un corp de armată care s-a comportat vitejește, a avut mulți comandanți și așa cum am spus și jos, dintre toți acești comandanți, Corpul 7 poartă denumirea lui Nicolae Șova. Deci asta spune ceva. Acest corp de armată acum nu mai există, dar în istorie există și în mintea noastră, în conștiința noastră. Apropo de asta, o nepoată lui care a vorbit aici, tot își punea problema să fie reabilitat din punct de vedere juridic, el fiind condamnat. Și o să ajungem și la aspectul acesta. Ce puteam să-i spun decât că bine că e reabilitat în conștiința națională. Și noi istoria l-a reabilitat. Și istoria l-a reabilitat de mult. Exact. Și comuniștii au încercat să reabiliteze. O să vă spun eu câteva lucruri despre asta. Dar în calitate de comandant al Corpului 7 Armată, a ajuns până la Budapesta, a înregistrat succese mari cu pierderi mici, că asta e esențial pentru un comandant. Și e de dorit pentru un ofițer în armata română. Da, și așa cum le spuneam aici, a avut în subordine 40.000, 35.000 de oameni, nu e ușor. Și am spus-o jos acolo ca să audă și unii care cred că au prea mare importanță, că și un primar și un prefect
au niște subordonați, dar nimeni n-are răspunderea pe care o are un comandant militar. Ăla răspunde de viața oamenilor și oriunde trage o linie, acolo înseamnă tranșee, acolo înseamnă că ai trimis oamenii la moarte sau nu. Sau de intervenția ta poți să-i salvezi sau să-i condamni. Deci nu se compară niciun fel de responsabilitate cu responsabilitatea unui militar, mai ales pe front. Corect. Unui comandant militar, mai ales pe front. Nici nu suportă comparația. Am văzut că sunt unii, poate o discutăm altă dată asta. M-a supărat unul care am văzut, tot îl văd pe la televizor, am impresia că e parlamentar, a fost și ministru, și-a dat demisia tot după o gafă. Acum am mai făcut o gafă, dar nu e obiectul nostru acum. Și când a ajuns la Budapesta, deci corpul de armată română a fost scos. Vă referiți la cel care zicea că armata merge la all inclusiv în teatre de... Da, el am înțeles, eu nu mă uit la el că nu-l suport, dar am văzut acolo undeva pe manșetă, că e paranteza asta, nu? Da. Că viața unui politician sau unui parlamentar presupune mai multe riscuri, nu, și presupune mai multe riscuri decât a militarilor care merg în teatru. Pe teatre de operație. Păi eu i-aș spune și i-aș spune celor din armata română să-l concentreze și să-l ducă puțin prin Afganistan, prin Irak, să vadă el, să vină să ne spună pe urmă. Așa este. Vorbește, de fapt... E un soi de all-inclusiv pentru armata militară. Da, așa a lăsat să se înțeleagă. Da, nici nu știu ce vrea, că niciodată nu m-am uitat cu simpatie la omul ăsta, fără să-mi fi făcut nimic, știi că sunt oameni care sunt antipatici numai cât îi privești. Așa este. Și probabil și eu lui, dacă m-ar cunoaște, i-aș fi antipatic, dar numai că nu mă afectează prea mult. Revenind acum, deci rușii, generalul mareșalul Malinovski a dispus să fie scos corpul 7 armată, pentru ca istoria să nu consemneze că acest corp a eliberat Budapesta de sub jugul fascist. Ce să consemneze? Că numai armata sovietică. Șov a luat atitudine, a fost chiar foarte ferm și, ca urmare, corpul a fost, era stabilit deja să meargă, să primească o nouă misiune în Slovacia și atunci era Cehoslovacia, dar pe teritoriul actual e Slovacii, și Șov a fost retras de la comandă, a fost chemat în țară, 2 luni a fost pus la dispoziție și după aceea pensionat. Credea și el că se poate odihni acum, n-a fost așa, că peste un an au început să-l cheme în așa zisul proces al Marii Trădări Naționale, cred că l-ați citit, da, caricatura aceea de proces, și cert este că l-au condamnat la 10 ani muncă silnică. Iar în sentință ce scria? Că asta e important. În sentință scrie că, de fapt, pentru toți a fost așa, și Rosete al nostru când am discutat, că a făcut parte din guvernul Antonescu și se reproșează. Exact. Dar aici au fost două acuze. Un capăt de acuzare că a făcut parte din guvern, iar celălalt nespus de nimeni, dar noi îl știm, că s-a luat cu rușii și a avut divergențe cu ei acolo. Cert este că a făcut 10 ani de pușcărie. A fost la Aiut. Pe nedrept, da. Pe nedrept, am închisoare, deci temniță grea. Am citit multe despre modul cum se comporta acolo, se închisese în sine, nu prea mai discuta, era prăbușit și când a ieșit de acolo cu sănătatea șubrezită, îi luaseră și pensia. I-a făcut pe toți. Asta trebuie spus, că i-a făcut toată condamnarea, nu? Toți cei 10 ani. Așa e foarte important. Mare lucru și mare favor că 2 ani cât a stat în arest preventiv, i-au socotit pe ea. Deci, ce favoare! Da, și i-au luat locuința, au instalat pe altcineva că a fost... Au confiscat-o, averea, da, și au introdus o femeie, noi am găsit și numele pe acolo, care a stat în casa lui. Când a ieșit din pușcărie o perioadă, a locuit cu chirie în vechiul lui apartament. Ce ironie! Da, pe urmă a găsit, i-a dat cineva, am avut noi un adjunct de ministru care a fost și prin Spania, prin război cu Franco pe acolo, burcă. Și a făcut niște rapoarte la... Ăsta era cu logistica pe Ministerul Apărării și a aprobat până la urmă să locuiască într-un apartament cu 2 camere undeva pe aproape de Gara de Nord. Și s-a îmbolnăvit. A avut foarte multe decorații. Multe, multe. Dar, o ironie amară, comuniștii l-au decorat în 1965. Bine, din dorință de reabilitare, cu ordinul, ordinul 23 august, clasa 3-a. Pentru contribuția adusă la făurirea socialismului pe teritoriul României. Deci l-au ținut 10 ani. În temniță grea. Da, și pe urmă își bat joc de el și
Da. Cred că a fost o dorință de reabilitare. Rămân. A fost o încercare. Chiar a fost că mai mulți, Geanu Dăscălescu din Neamț, dacă Dăscălescu, tot comandant de corp de armată, un pic a fost și comandant al armatei a patra, un general deosebit, multe, multe puncte comune cu Șova. Din punct de vedere al comportamentului, al seriozității, al atitudinii față de oameni. Și Dăscălescu a făcut și el pușcărie. În sfârșit, și tot așa, Dăscălescu păzea vacile. El era din Căciulești, Girov, lângă Piatra Neamț, și ajunsese de păzea vacile pe acolo, la casa părintească, casa așa cum mai este în picioare. Și s-au dus, eu chiar am discutat cu cineva care a fost în comisii, când întrebam și nu știam, au vrut să reabiliteze pe Dăscălescu. Fiindcă vorbeați de reabilitarea lui Șova. A vrut să reabiliteze. A mers o comisie, generalul ucrain pe care l-ați văzut pe unele cărți cu mine. Așa. Fiind mult mai în vârstă, el a făcut parte din comisia aia și mi-a povestit cum a fost. I-au trimis la Asta Căciulești. Asta tot o paranteză. Da. I-au trimis la Căciulești acolo. Și el era cu plete, comanda militară pe el în sfârșit și păzea vaca. Și când s-au dus ăștia să-i spună că să bărberească, i-a aduc uniformă, să-l ia la București, era defilarea de 23 august ceva. El n-a vrut să vorbească cu ei, ci l-a avut pe frate să-i interpret. Spunea, întreabă-i ce doresc de la mine. Și frate să-i spunea, ăștia vorbeau, fratele lui Dăscălescu a refuzat să discute cu ei și n-a vrut să plece. Ce ironie! Iar la Dăscălescu e ceva tot interesant. Sau câte inteligență subtilă, da. Așa. Dăscălescu, după ce a făcut pușcărie, ce și acolo ce a fost? I-au dat 25 de hectare de teren, pentru faptul că a luptat împotriva Uniunii Sovietice primat. Când a venit frontul, le-a luat. A primit vreo 10 hectare de la ceilalți acum. Și fiindcă a fost o lege că dacă nu puteai să-ți lucrezi pământul așa, da. Și l-au condamnat și pe asta, pentru asta. Dar real era că a luptat divizia 21 a lui, a făcut minuni de vitejie, să le zic așa, chiar fără exagerări, fapte pe de frontul de est. Am și l-au condamnat. Am văzut documentele și le am și acasă, am scris vreo 40 ceva de pagini despre Dăscălescu și a câștigat din urmă, a câștigat banii care îi se cuveneau, și a recuperat. I-a luat, da, dar ce a făcut cu ei? Ca să audă și cei de acum, care au funcții importante. A luat banii, s-a dus cu ei, este o școală și acum există, o școală ajutătoare de copii de ăștia orfani, la ieșirea din Piatra Neamț pe Târgu Neamț, în cartierul Dărmănești. S-a dus la director și a predat toți banii și i-a donat școlii. Și el s-a dus și a stat în mantaua lui militară și pe pat de campanie, așa a dormit, așa s-a sfârșit piața. Acum are monument în Piatra Neamț, se depun coroane. Domnul dar... general, numai, revenind la generalul Nicolae Șova, o viață amară, aș putea spune. Da. O existență răsplătită sau, da, răsplătită cu multe palme, între ghilimele, pe măsura faptelor de eroism pe care le-a făcut. Da. Trist a fost. Și, dar el totuși a rămas un om. Ce înseamnă mințile luminate? El n-a vrut să răzbune pe cei care nu meritau asta. Când a fost solicitat să-i ajute pe cei care scriau istoria militară română, i-a ajutat cu plăcere și le-a povestit cum a fost pe front. Deci cine era mai autorizat decât un om care a fost comandant de corp de armată să vorbească despre acțiunile corpului? Misiuni, direcții de acțiune, relații cu partenerii, acțiunile inamicului și așa mai departe. Și el a colaborat. Era pe patul de moarte, a avut Parkinson, de fapt, și tot colabora cu istoricii noștri militari care doreau să restabilească adevărul. A fost, în opinia dumneavoastră, reabilitat, ziceam, în deschiderea emisiunii de istorie. Cred că cei din armată l-au privit tot timpul cu considerație. Aici, dumneavoastră, mă puteți contrazice sau nu? Nu, nu. Tot timpul a fost privit cu considerație și mai e un aspect. Imaginați-vă că el, ofițer de infanterie, a fost comandantul marinei. Militare. Cam un pic... E. Și tot în acel timp, de fapt a fost și colegi de celulă pe urmă, un alt general de infanterie, că eu mai râd de cei de aviatorii mai, de la Bacău câteodată și le reamintesc faptul că primul comand al aviației militare române a fost un infanterist, generalul Jenescu. Deci, dar dacă el nu se adapta, dacă nu era stimat,
Dacă nu era un om care să știe cum să lucreze cu subalternii, nu putea să conducă o asemenea categorie de forțe față de care aparent era străin. El știa multe lucruri pentru că lucrase și în Dobrogea, știa cum trebuie apărat litoralul. Dar era un om înțelept. Chestiuni de strategie, da. În principal. Mai avem astfel de generali? Domnule general, mai avem astfel de modele? Ne uităm înapoi în istorie și vedem că de-a lungul timpului am avut onoarea, ocazia, fericită ocazie să avem astfel de suflete alese. Mai avem astăzi astfel de suflete alese? Vă referiți la cei care sunt activi? Da. Eu îi cunosc mai puțin, dar îi știu de pe când erau... Sunteți în rezervă. Da, îi știu de pe când erau maiori, locotenent, colonei, locotenent, colonei, și vreau să vă spun că îi cunosc chiar personal pe unii care au funcții importante în armata română și chiar pe unii dintre ei chiar îi admir. Și, spre exemplu, șeful actual, actualul șef al statului major general, îl știu de când pleca cu prima unitate a noastră de la Craiova în Irak și am fost cu ministrul apărării, l-am însoțit pe ministru acolo la plecare, eu răspundeam de lucrurile astea și parcă îl văd acum, maiorul Ciucă, calm, ponderat. Vă recomand să citiți chiar un articol într-un magazin istoric, să vedeți cum a reușit să rezolve un conflict cu talibanii. O să vă dau magazinul istoric să-l citiți. Deci, șeful... Deci mai avem. Șeful forțelor terestre, generalul Scarlat Dumitru, eu îi zic Mitică mereu, a fost subordonatul meu și îl știu bine. Dacă ați văzut la Sfântul Gheorghe când am fost noi împreună, ați văzut că m-a luat un general de mână și m-a urcat în tribună. Eu refuzam și el m-a luat de mână. E, ăla este Mitică Scarlat, este șeful actual al Forțelor Terestre Române. Sunt oameni și mă bucur când văd că promovează oameni valoroși. Nu numai competenți din punctul de vedere profesional, ci care știu să lucreze cu oamenii, care au deschidere, care au orizont, care se orientează. Deci încă mai avem. Da, potențial. Avem și eu îmi exprim convingerea și mai e un aspect, de ce să nu recunoaștem și să-l spunem. Care sunt instituțiile din România de învățământ superior unde este cea mai mare exigență la admitere? Da, sunt câteva universități consacrate, dar acum mai scăzut nivelul. Vedeți cum stăm la admiterea în instituțiile de învățământ superior militar. Da. Mergeți la Sibiu, unde eu am fost și student și rector, și vedeți ce concurență este la examenul de admitere. Și atunci veți vedea. Deci, în opinia dumneavoastră, sunteți un optimist. Dar da. Aveți și motive. Da, aveți și argumente. Am un optimist ponderat. Întotdeauna un optimist ponderat. Dacă destinele ar depinde numai de cei pe care îi știu eu și știu că sunt și crede lumea că sunt la comenzi, ar fi mai bine aici la mine, în creier, aș fi mai optimist. Ce să vă spun, când sunt asemenea exemple, oameni care nu știu despre ce e vorba... Parlamentar, și vă referiți, și nu numai. Nu, numai, nu, și nu critic pe cineva, decât m-a supărat afirmația aceea hazardată. În plus, vreau să le mai spun ceva. Ion Nice Brătianu, în calitate de președinte al Partidului Național Liberal, a fost în campania din 1913 maior rezervist în toată campania în subordinea generalului Crăinicianu. Deci, șef de partid, adică... care s-a dus pe front unde l-a chemat țara, cu gradul pe care l-avea. Deci, făcând acum o paralelă la ziua de azi, la vremurile de astăzi, ce mare șef de partid ar accepta să fie și în rezervă, nu? Nu mă pronunț pentru că eu sunt mai în vârstă și am picioarele ancorate în istorie și rădăcinile mele sunt acolo. Problemele actuale le percep mai greu și nu vreau să îi supăr, deși n-aș avea ce pierde, dar nu vreau să mă bag în asemenea discuții, să fac asemenea comparații. Eu am dat-o numai pe asta și mai dau una pe care probabil o să o discutăm despre Donici, dacă o să fie să discutăm. V-am spus că pe data de 10 acum se împlinesc 100 de ani de la moartea sublocotenentului post-mortem Donici. Și o să vedeți acolo un om care a făcut războiul de independență, care avea studii superioare, care a fost parlamentar, și era sergent în primul război mondial la 66 de ani la cererea lui. N-a cerut grade,
a cerut să meargă pe front. Dar discutăm despre el, sper să discutăm. Ne întoarcem la generalul Nicolae Șova și ziceam, spuneați, m-am legat de ceea ce spunea, de ce spuneați dumneavoastră mai devreme, de ce spunea acea rudă a generalului Nicolae Șova de reabilitarea lui. Are nevoie la această oră generalul Șova de reabilitare? Ar mai avea nevoie, în opinia dumneavoastră? După mine nu, i-am spus și doamnei. Că doamna nu e prima dată când pune problema asta. Nu, pentru că el e reabilitat în conștiința noastră. A celor care îl cunosc, care îi cunosc faptele. Și e reabilitat. Nu cred că există o asemenea, ar trebui să mai existe o asemenea preocupare, pentru că un asemenea document la ce ar mai folosi acum? Ar folosi să-l punem la dosarul lui și să vadă generațiile următoare. Ce spirit de sacrificiu a avut, probabil. Nu, spiritul de sacrificiu rezultă și a rămas. Să mai vadă generațiile următoare încă o hârtie, un document că prin hotărârea tribunalului a fost reabilitat. Nu ajută. Mai ales că n-a avut urmași. El n-a avut urmași, v-am spus. Nu ne-ați spus asta. Nu v-am spus? Nu. Bine, n-a avut urmași. V-am spus că a avut două soții, v-am spus, dar... Nu ne-ați spus asta, ne-ați spus doar de prima soție. Prima a decedat așa și a doua i-a fost... Și nu ne-ați spus cum a decedat, am vorbit înainte de emisiune. Ah, da? Păi a decedat stupid. Când erau în misiune la Viena, a apăsat... El fiind atașat militar atunci, nu? A apăsat pe comutatorul de la baie și a făcut un scurt circuit, a electrocutat-o și a murit acolo prima soție, cu care conviețuise 15 ani. Trist. Dar astea sunt paranteze și n-aș vrea să creadă lumea că eu mă ocup numai de lucruri. Vă ocupați de om în ansamblul lui, da. Și luați toate. Poate înțelegeți de ce nu și evoluția ulterioară, mă refer la cea profesională. Astăzi am văzut foarte mulți copii, generație tânără. A fost și o lecție de istorie pe care le-ați predat, o mini-lecție de istorie, dacă se poate spune așa. Da. I-am văzut atenți. Eu dacă îi auzeam vorbind, scurtam foarte mult, pentru că îmi dau seama că plictisești când auzi vorbind cineva. Dar atâta timp cât i-am văzut cu minți și i-am simțit în spatele meu că sunt atenți, atunci le-am vorbit și când am considerat, m-am oprit și... Am înțeles. Fără ca ei să se manifeste și să mă determine. M-am oprit din proprie inițiativă. Este acum o întrebare, este generația tânără atentă sau la astfel de modele, pentru că el poate fi un model. Da. De regulă, suntem tentați să aruncăm asupra generației tinere niște epitete pe care nu le merită. Corect. Nu că nu le merită, în ghilimele nu le merită. Deci, trebuie să-i privim prin prisma rezultatelor muncii noastre de educație. Deci, generația tânără poartă o puternică amprentă a eficienței activității generațiilor anterioare. Deci, de educație, în primul rând. Implicarea noastră ca adulți se vede în felul în care sunt ei pregătiți. Da, și nu să-i obligi, nu țipând la ei, nu. Că nu e, faci liniște într-o sală sau într-un loc unde sunt mulți copii, țipând la ei să facă liniște. Nu, ci atunci când deschizi gura să audă ceva interesant, sigur că da, și atunci cred că e mai eficient. Au nevoie de modele? Toți avem nevoie de modele. Pentru tinerii din poduri, acest eveniment, cum a fost astăzi, cel de astăzi, poate fi unul în care să descoperi un model, în opinia dumneavoastră? Da. Pentru că am văzut că cei din poduri și îl însușesc. Da. Pe bună dreptate. Iar dacă ei sunt tentați să uite, Asociația Cultul Eroilor, Asociația noastră Cadrelor în Rezervă, îi mai tragem de mânecă în fiecare an și venim și facem câte o asemenea activitate și amintesc din nou. Ceea ce este foarte important. Vă mulțumesc, domnule general, pentru prezența alături de noi, alături de telespectatori și radioascultători și, așa cum ați spus, ne-ați atenționat că se apropie ziua lui Donici și împreună o să vorbim noastră, o să vorbiți, eu o să vă pun întrebările despre activitatea sa. Da, pe 10 noiembrie, deci se împlinesc 100 de ani de când a murit în Șarja de la Robănești. Și o să vorbim atunci în emisiune. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu.